Suntem în această seară la al doilea principiu al reformei sola fide sau numai prin credință. Am putea spune că acesta a fost al doilea mare principiu cu care reformatorii au avut de lucru și dialog cu Biserica Catolică. Prima a fost autoritatea Scripturii, pentru că toate ideile lui Luther au fost susținute atunci când a trebuit cu Scriptura. Și Luther a strigat chestiunea asta foarte des, până nu dovediți că lucrurile pe care le promovați, asta bisericii catolice, sunt conform cu Scriptura, nu le pot accepta. Ei au spus da, dar tradiția, și el a spus nu, numai Scriptura, așa avem sola Scriptura, numai Scriptura. Apoi, din acest principiu, sola Scriptura s-a născut, bineînțeles, numai credința. Pentru că Scriptura nu permite înțelegerea faptului că suntem mântuiți prin altceva decât prin credință. Ca și data trecută, aș vrea să începem prin a ne uita, în primul rând, la ce nu înseamnă acest principiu numai prin credință. Ce nu înseamnă? Voi da câteva exemple. Nu înseamnă, sola fide nu înseamnă, sau numai credința, nu înseamnă că faptele nu au niciun rol. Da? Când noi spunem numai prin credință, noi nu vrem să spunem că faptele nu au niciun rol. Eu în discuție cu unii ortodoși, mai citiți, care sunt mai cunoscători a teologiei, am primit reproșul ăsta că noi descurajăm oamenii să facă fapte bune. Cumva noi am predicat, domnule, faptele bune n-au niciun rol, n-au niciun fel de importanță. Ba chiar, într-un fel, domnule, nu faceți fapte bune, ca nu cumva să poluați mântuirea cu faptele voastre. Nu, noi nu spunem că faptele n-au niciun rol. Mai cu seamă că Biblia de multe ori ne îndeamnă să facem fapte bune. Zice să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. În Tit se spune să fim cei dintâi în fapte bune sau să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Sau Pavel în Efeseni, capitolul 2, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Deci sub nicio formă n-am putea să spunem că faptele nu au niciun rol sau nu au importanță. Sub nicio formă, ar fi la propriu o erezie. Mai ales că vedem la judecate, Dumnezeu judecă oamenii după faptele lor. După faptele lor. Da? Iar răsplătirea noastră depinde de faptele pe care le-am făcut. Răsplătirea noastră, nu mântuirea noastră. Foarte bine de arătat lucrul acesta. Faptele sunt importante, mai ales că arată dacă suntem sau nu în Hristos. Deci am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Da? Poate ar fi bine de la început să lămurim ce sunt faptele bune. Ce sunt faptele bune? Am sugerat definiția asta așa altă dată și o repet în seara aceasta. Fapta bună nu e ceva ce poate să facă și un ateu. Deci gândește la orice crezi tu că poate face și un ateu, care ți se pare bun, aia nu-i fapta bună pe care o cere Dumnezeu de la tine. Să fie foarte clar. Vă dau doar un singur exemplu care e repetat, e preluat din Matei de Petru. Da? Zice că vor vedea oamenii faptele noastre bune și vor slăvi pe Tatăl care este în ceruri. Dacă un ateu face o faptă bună, donează câteva mii de euro cuiva, laudă cineva pe Dumnezeu? El știe că ăla e ateu? Laudă cineva pe Dumnezeu? Nu, ăla nu crede în Dumnezeu. Nu are nicio treabă cu Dumnezeu fapta aia bună. Ce este o faptă bună? O faptă bună, în primul rând, elementar, pentru o faptă bună, este dependența de Dumnezeu sau credința. Tot ce nu vine din încredințare sau din credință este păcat. Orice fac în independență, separat de Dumnezeu, este păcat. O faptă bună, așadar, trebuie să fie făcută în dependență de Dumnezeu. O faptă bună trebuie să fie făcută cu o motivație corectă. Pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele celuilalt. Da? Fariseii făceau fapte bune. Făceau, întrebarea este, de ce făceau fapte bune? Ce om extraordinar, da? Și poluau tot. Și Domnul spune foarte clar, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Au fost stupefiați să aud un asemenea cuvânt, mai ales că fariseii erau elita religioasă a vremii. Elita spirituală a vremii. Cum să spui așa ceva? Dacă ăia nu intră în împărăție, noi nu avem nicio șansă. Dar nu este așa. Motivația din spatele întregului sistem al lor religios era o motivație falsă, da? Fapta bună trebuie făcută în dependență de Dumnezeu sau prin credință, trebuie făcută pentru slava lui Dumnezeu, da? Asta trebuie să fie motivația noastră, trebuie făcută pentru slava lui Dumnezeu, trebuie făcută după cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu fac ce îmi trece mie prin cap. Eu fac ce îmi spune Scriptura să fac. Nu ce mă gândesc eu că ar fi o faptă bună, da? Tu s-ar putea să te gândești că ar fi o faptă bună să-ți girezi casa pentru unul care vrea să-și cumpere un Maserati.
Tu poate crezi că a fost o faptă bună. Noi spunem că a fost o prostie, nu? Dacă tot am avut studiul acesta pe muncă, pe bani și așa mai departe. A fost o prostie, nu a fost o faptă bună. Poate intențiile tale au fost bune. Mă, nu judecăm intențiile tale, dar fapta în sine n-a fost bună. De ce? Că nu a fost după cuvânt. În ultima instanță pe tine nu te-a interesat de Dumnezeu. Dar am simțit să fac lucrul ăla. Nu, ai simțit să faci lucrul ăla, așa numește-ți fapta. Am făcut o faptă după simțământul meu, dar nu numai o faptă bună. Deci o faptă bună este făcută prin credință, făcută pentru gloria lui Dumnezeu, făcută după cuvântul lui Dumnezeu, făcută prin puterea lui Dumnezeu. De aceea nu pot să mă laud cu o faptă bună pe care am făcut-o. Eu am făcut-o prin puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Da? Scriptura spune foarte clar, am fost zidiți în Hristos pentru fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. El este acela care lucrează și voința și înfăptuirea. Da? Lucrez prin ceea ce îmi dă Dumnezeu. Da? Așadar, nu înseamnă că faptele nu au niciun rol. În al doilea rând, ce nu mai înseamnă sola fide? Sola fide nu înseamnă că mântuirea, și ascultați-mă, sola fide nu înseamnă că mântuirea sau procesul mântuirii nu ar conține fapte bune. Mântuirea conține fapte bune. Însă vreau să faceți diferență între două momente ale mântuirii. Sunt trei. Primul moment este primirea mântuirii, când te întorci la Dumnezeu, te pocăiești, te încrezi în Domnul Iisus pentru mântuirea sufletului tău. După momentul mântuirii urmează o viață întreagă de lepădare de sine, de urmarea Domnului Iisus Hristos, de luarea crucii, de ascultare de Dumnezeu. O viață întreagă pe care noi o numim perseverență, păstrare în har, sfințire progresivă, umblare cu Domnul, cum vreți să o numiți dumneavoastră, da? Viața asta de ucenicie o numim perseverență, da? O numim perseverență, dăm un cuvânt general. Perseverența, nu primirea mântuirii, ci păstrarea mântuirii sau purtarea mântuirii conține fapte bune. Da? Nu primirea mântuirii, primez mântuirea prin credință. Dar păstrarea mântuirii este tot prin credință, numai că conține fapte bune. Credința prin care am primit mântuirea la început generează fapte bune pe tot parcursul vieții mele. Deci tot credința e prioritară și în partea asta din mijloc, în ucenicie. Dar tot în dependență de Domnul Iisus trăiesc și după ce am fost mântuit. Nu zic, am primit mântuirea prin credință, dar de acum, frate, trebuie să faci și tu ceva. Ei, notabil pentru mine, am predicat în biserica unuia dintre bunicii mei, că trăiesc amândoi, și după ce am predicat din Filipeni, în capitolul 3, s-a ridicat un frate prezbiter așa foarte sfătos și a ce a spus fratele Andrei? Extraordinar! Eu am predicat numai ce a spus textul. Dar, fraților! A fost mântuiți prin credință, dar trebuie să facem și noi acum ceva. Trebuie să arătăm și noi, trebuie să dovedim lui Dumnezeu că s-o merita cumva să facă investiția în noi. Nu, eu am început viața prin credință și o continui și vom vedea în Cartea Evrei că lucrul ăsta este superb arătat în toată cartea. Presiunea pe care o pune apostolul în Cartea Evrei este ca ei să continue prin credință, să continue prin credință, să continue prin credință. Cartea Galateni, ideea cărții Galateni, tocmai asta este. Să continue tot prin credință, să nu se întoarcă de la credință la o trăire prioritară prin fapte. Dar să înțelegem următorul lucru, credința adevărată pe tot parcursul vieții noastre generează fapte. Așa că mântuirea mea va fi împodobită cu o viață de fapte bune, da? Adică cu o trăire în ascultare de voia lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, în dependență de Dumnezeu. 3. Nu înseamnă că acest act, credința, este o faptă meritorie, da? Sola fide nu înseamnă că credința este o faptă meritorie. Ce spun unii? Unii zic așa. Doamne, Dumnezeu îți cere un singur lucru banal. Nu îți cere să faci nici o faptă. Îți cere numai să crezi, adică sola fide, numai credința. Dumnezeu îți cere numai să crezi. Dar când ei spun lucrul ăsta, ce spun de fapt și ce au în minte, este că Dumnezeu nu îți cere nimic de la tine fapte bune, dar îți cere un singur lucru, dar de la tine. Ce? Să crezi. Acum este adevărat că Dumnezeu ne cere să credem, nu? Credeți în Evanghelie, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta este o cerință, este o poruncă a Evangheliei. Dar este o eroare să credem că acest act al nostru, al credinței, cumva merită mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu pune mântuirea deoparte și spune cu ce o să contrabalansezi tu valoarea asta. Uite, îți cer un lucru, faptele nu pot să contrabalanseze, dar îți cer un lucru care ar putea contrabalansa. Ce? Credința. Este o eroare, este o erezie.
Credința mea nu poate merita jertfa Domnului Iisus Hristos. Este aceeași eroare și erezie de care ne face erezie practică. De care ne facem vinovați când venim la cina Domnului și ne simțim, acum sunt vrednic să vin la cina Domnului. Vin așa țantos ca un cocoș, cu capul sus, sunt vrednic acum să vin la cina Domnului, că săptămâna asta am trăit nu știu cum. Eronată e o erezie practică, nu teoretică, practică. Mă simt bine cu mine însumi. Mă simt grozav. Eu nu vin atunci prin credință la masa Domnului. Eu vin cumva că merit jertfa Domnului. Nu o merit. Credința nu merită nimica. Credința, de fapt, este opusul la a face. Dacă fapta, am putea să o ilustrăm prin faptul că vine un om cu sarsanalele pline la Dumnezeu. Doamne, uite, am fapta asta, fapta asta, fapta asta și arăți lui Dumnezeu. Uite ce am. Vin cu mâinile, Doamne, prinde-le repede că le scapă jos, cum ține Calvin mașinuțele câteodată. Așa e, curg și le ține. Să nu scapă una pe care s-o piardă Dumnezeu din vedere. Credința este exact opusul. Vii la Dumnezeu, dar vii cu mâinile goale. Și nu vii să-i dai ceva lui Dumnezeu, nici măcar să-i arăți lui Dumnezeu ceva, ci să primești. Gândiți-vă ce absurd ar fi să zici că te poți lăuda cu credința dacă credința înseamnă să vii cu mâinile goale. Vii la Dumnezeu și îi spui, Doamne, vezi cum am venit? Ia uite-te la mine. Vezi ce am eu aici? Unde? Am credință, Doamne. Credința înseamnă să vii cu mâinile goale, să vii fără nimic. Îți dai seama cum am venit, Doamne? Nu ca alții care au venit cu alte lucruri. Eu am venit fără nimic. Oricine te lauzezi, băi, ești nebun? E absurd, n-ai ce să te lauzi. N-ai ce să te lauzi că ai venit cu mâinile goale. Tocmai asta înseamnă credința. Credința nu înseamnă ceva meritoriu prin care îi câștigi cumva pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, bă, pentru treaba aia îți dau mântuirea. De fapt, aia e singura treabă pentru care aș putea să-ți dau mântuirea. Nu, credința nu merită nimica. Nu are ce să merită. Pentru că credința, prin definiție, înseamnă să nu acționezi, să nu dai ceva, ci să primești. Să nu faci un schimb cu Dumnezeu. Să nu faci un schimb cu Dumnezeu. 4. Ce nu înseamnă sola fide? Nu înseamnă că ea este singurul lucru făcut de om pentru mântuire, da? Scriptura ne-a dat deslușit în atâtea pasaje că actul credinței este un dar de la Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu. Credința nu este ceva făcut de om, produs de om. Și în final, ce nu înseamnă? Nu înseamnă că omul este inactiv când crede. Eu am spus, credința înseamnă să vii cu mâinile goale. Dar fiți atenți la ce am spus. Am spus că credința înseamnă să vii. Vii cu mâinile goale, dar vii. Credința nu înseamnă inactiv. Omul stă așa, a fost mântuit. Nu. Când Dumnezeu îmi dă harul credinței, darul credinței, puterea de a crede, voința de a crede, credința asta este o credință activă, dinamică, supranaturală, care vine și îl îmbrățișează pe Hristos pentru mântuirea sufletului. Care se agață de Hristos, se lipește de Hristos, depinde de Hristos, da? Credința nu este, stau așa, moluc și-s mântuit. Mă întrezi mântuit deodată. Nu, când am primit darul credinței, credința este ceva dinamic, activ, viu, da? Când spun sola fide, nu înseamnă, sola fide înseamnă nu faci nimic, ești complet inactiv. Și ești așa mântuit automat. Noi nu credem într-o mântuire automată, da? Asta, aceste lucruri nu înseamnă sola fide. Am sugerat doar câteva dintre ele, ar putea fi mai multe. 2. De ce este importantă sola fide? De ce este important acest principiu al reformei, sola fide? Numai credința. În primul rând, pentru că acest principiu al reformei păstrează elementele esențiale a mântuirii intacte. Dacă încetăm să subliniem acest principiu, o să rămânem cu altă mântuire, o să avem altă mântuire. Cu timpul ne trezim că predicăm altă mântuire, cum s-au trezit mulți predicând altă mântuire. Vă dau câteva exemple, da? Dar nu uitați principiul. Sola fide păstrează intacte elementele esențiale ale mântuirii. Numai dacă susținem principiul sola fide, putem să afirmăm în același timp că mântuirea este a Domnului, punct. Când ai scăpat de sola fide, nu mai este mântuirea numai a Domnului, este și a ta. Că ai făcut una sau alta, mai mic sau mai mult, mai mic sau mai mare, mai mult sau mai puțin. Sola fide păstrează principiul acesta, mântuirea este doar a Domnului, punct, nu a mea. 2. Sola fide păstrează al doilea element al, esențial al mântuirii, că mântuirea este gratuită. Dacă eu vin cu mâinile goale și mi se dă, înseamnă că e gratis, nu? N-am făcut un schimb cu Dumnezeu. Noi am făcut o plată lui Dumnezeu în avans. Da? Apoi, sola fide arată că mântuirea noastră îi aduce glorie doar Domnului. Nu prin fapte, zice, și ne spune exact de ce Dumnezeu a hotărât să ne mântuiască prin credință. Ca să nu se laude nimeni. Dacă tu faci ceva pe lângă credință, și vom vedea că sunt unii care zic asta, Evanghelie ne referim, dacă faci orice pe lângă credință,
înseamnă că ai meritat și tu puțin glorie de la Dumnezeu. Puțin, nu multă, puțin, da? Principiul ăsta ne arată că mântuirea nu depinde cât uși de puțin de om, da? Principiul general este acesta. Sola fide păstrează intacte elementele esențiale a mântuirii. Sola fide este o parte esențială din chemarea Evangheliei. De asta e important principiul ăsta. Chemarea de la început, de când a venit Ioan, apoi Domnul Iisus Hristos, apoi apostolii, biserica primară, apostolii care au scris epistole, chemarea Evangheliei întotdeauna a fost aceasta. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pavel își sumarizează întreaga lucrare așa. Până am vestit pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus. Asta este. Chemarea Evangheliei asta este. Noi nu putem să renunțăm la acest principiu, da? Sola fide arată că tot ce este bun în noi este primit de sus. Dacă eu îți mântui numai prin credință, înseamnă că n-am avut ce să-i dau lui Dumnezeu. Și dacă am ceva ce ofer lui Dumnezeu, înseamnă că lucrul a venit din altă parte, nu de la mine. Sola fide smerește omul. Eu cred că de asta urăsc catolicii și mulți evanghelici principiul sola fide. Sola fide smerește omul. Dumnezeu spune, când îți spune atât ți se cere să faci, nu atât poți să faci. Să vedeți cum au schimbat oamenii expresia. Dumnezeu, atâta poți să faci față de Dumnezeu, numai să crezi, atâta poți să faci. Nu, nu poți să faci asta. Ți se cere să faci asta, ți se poruncește. De la a porunci până la putea, e distanță foarte lungă, da? Porunca mi aparține mie, puterea vine de la Dumnezeu. Sola fide smerește omul pentru că arată că omul este incapabil să facă ceva. Incapabil să facă ceva. Cât timp eu sunt despărțit de Dumnezeu, ar fi o nebunie să spun că pot să fac ceva față de Dumnezeu care ar putea să fie apreciat de Dumnezeu. Eu sunt rebel, nu-s mântuit, sunt cu spate la Dumnezeu și pot să fac ceva care să fie apreciat de Dumnezeu. E absurd. Nu se poate. Sola fide arată, și aici este o chestiune care trebuie subliniată foarte bine, arată că a dori și a căuta mântuirea nu mântuie pe nimeni. Ascultați-mă, a dori și a căuta mântuirea nu mântuie pe nimeni. Sunt unii care zic așa, domnule, trebuie numai să vrei. Dar observați mutația care s-a făcut? Domnul nu spune trebuie numai să vrei. Domnul ce spune ca să fii mântuit? Crede! Crede în Domnul Iisus! Nu spune numai să vrei. Măcar să-ți dorești. Domnul nu spune măcar să-ți dorești. Domnul spune crede și pocăiește-te. Noi coborăm cumva ștacheta mai jos decât a crede. Numai să vrei, numai să dorești. Că sunt unii oameni care caută așa pe Dumnezeu. Da, sunt unii oameni care îl caută, mulți oameni care îl caută din motivații greșite pe Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă să fii mântuit. Da? Sola fide arată că a dori și a căuta mântuirea din cine știe ce motive nu este suficient, nu duce la mântuire. Nu duce la mântuire. Dar ce nu-i sola fide, am văzut de ce e importantă sola fide. Ce este asta sola fide? Numai credința. Ce-i credința? Putea să folosim niște ilustrații care să arate actul credinței, acțiunea credinței. Ce înseamnă să crezi la propriu? Iarăși, mulți oameni, ca să simplifice problema, au spus credința este un fel de acord mental pe care îl dai adevărului Evangheliei. Dacă ești de acord cu ce se spune, ai crezut, Domnule, ești mântuit. Și mulți practică metoda asta în evanghelizare. Frate, crezi că ești păcătos? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus te poate mântui? Da, cred. Nu, ești mântuit. Păi, ai simțit, cum întreba oia în video ăla, ai simțit ceva? Nu. Nu e niciun bai. Dacă ai crezut, e suficient. Asta pare scoatere din păcat? Asta pare eliberare de sub puterea diavolului și a întunericului? Asta este o scoatere, o smulgere din lumea asta păcătoasă și ticăloasă? Asta este o eliberare de păcat? O scoatere din mocirea păcatului? Da, am simțit, e ok. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Ce este credința? Credința este, vă dau câteva definiții scurte. Credința este dependența totală de Hristos pentru mântuire, pentru viața aceasta și viața veșnică. Asta este credința. Credința, cuvântul care pentru mine însumează conceptul ăsta de credință este dependență exclusivă totală. Dacă ar fi Dumnezeu să te pună în fața Lui și să te întrebi acum, zi-mi singurul motiv pentru care să te las să intri în împărăția mea, ar trebui să spui fără răsuflare, Doamne, singurul motiv pentru care intru în împărăția ta este datorită faptului că Hristos m-a mântuit. Dar modul în care Hristos te-a mântuit a fost prin faptul că ți-a dat întâi credință. Atât. Credința înseamnă să depind total, exclusiv de Domnul Iisus Hristos. Pentru mântuire, pentru viața aceasta
pentru eternitate, pentru veșnicie. Da? Sau, credința este, altfel spus, dar același lucru, credința este primirea lui Hristos, îmbrățișarea lui Hristos, luarea lui Hristos pentru mine în vederea acceptării mele înaintea lui Dumnezeu. Eu nu neam pe Hristos ca să fiu vindecat. Ai vă boală, ai vă necas, Hristos e răspunsul, Hristos te poate ajuta. Te poate ajuta Hristos, dar nu-ți promite că te ajută acum. Escatologic vorbind, El o să ne scape de toate problemele. Până atunci o să le avem. Motivul pentru care Hristos a venit, motivul primar, principal, scopul vieții Domnului Iisus Hristos pe pământ a fost: eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. A făcut vindecare, a făcut. I-a scăpat pe oameni din probleme, i-a scăpat. Dar nu asta a fost scopul lui primar. Ci a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ăsta a fost scopul Domnului Iisus Hristos. Credința înseamnă să-L primești, să-L îmbrățișezi, să-L iei pe Hristos pentru tine, pentru a fi acceptat înaintea lui Dumnezeu, nu pentru a-ți rezolva nu știu ce probleme din viață. Sau credința în Ioan, definiția asta îmi place, și dacă vă aduceți aminte, este unul dintre momentele în care cei mai mulți, probabil din lucrarea Domnului Iisus, cei mai mulți oameni îl părăsesc pe Domnul Iisus Hristos. Ioan capitolul 6, când îl interpretează pe Domnul Iisus Hristos ca chemându-i la canibalism. Da? Ce îmi spune Domnul Iisus? Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Ia auziți. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Versetul 66, din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Și au rămas cei 12. Voi nu vreți să vă duceți? De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a subliniat acolo un fapt simplu, vorbind despre a mânca trupul lui și a bea sângele lui, a subliniat și a prefigurat, a prevestit, a profețit moartea lui. Da? Moartea lui. Trupul lui frânt și sângele lui. Care sunt o hrană pentru noi, dar nu fizică, ci o hrană spirituală. Singurul mod în care eu supraviețuiesc astăzi este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu sunt astăzi creștin, am fost creștin, m-am făcut creștin, voi fi creștin până la sfârșitul vieții, pentru că Domnul Iisus Hristos în jertfa Lui mi-a procurat viața. Nu doar viața eternă, ci umblarea întreagă cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu este câștigată de Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă credința. Credința înseamnă să-L vezi pe Hristos crucificat pentru tine, da? Exact cum vezi băutura și mâncarea. Cum vezi băutura și mâncarea? Vezi băutura și mâncarea ca factori esențiali pentru existența fizică. Da? Și chiar aceste lucruri au fost primise de Domnul Iisus Hristos. Doar acestea. A mânca și a bea. Dacă căutăm, zice, împărăția lui, toate aceste lucruri, mâncare și băutură, pentru care ne îngrijorăm deseori, și îmbrăcăminte, ne-au fost promise de Domnul Iisus Hristos. Pentru că sunt lucruri esențiale vieții, să mănânci și să bei. Sunt lucruri esențiale vieții. În același fel, Iisus Hristos este esențial existenței noastre spirituale. Esențial. Fără El nu putem exista din punct de vedere spiritual. Asta este credința. Să spui fără Domnul Iisus Hristos sau numai prin Domnul Iisus Hristos pot exista din punct de vedere spiritual. Altfel sunt un om mort, cum și suntem de fapt fără Domnul Iisus Hristos. Da? Asta este credința. Credința înseamnă să-L vezi pe Hristos, să-L consumi pe Hristos zilnic. Hristosul crucificat pentru păcatele noastre, Cel care ne-a împăcat cu Dumnezeu, care ne-a răscumpărat. Da? Sau un alt mod de a descrie credința. Credința este așezarea întregii vieți în jurul unui singur punct central. Punctul central este Hristos și orice aș face, tot restul vieții mele este făcut în jurul persoanei sale. Gravitez în jurul lui. Totul este definit de el. Da? El nu este un accesoriu al vieții mele. El nu este un accesoriu al vieții mele. Câteva aspecte pe care ar trebui, cred, să le știm despre credință. Este un paradox. Un paradox. O aparentă contradicție în ce privește credința. Credința este darul lui Dumnezeu, dar în același timp nu este poruncită. E un paradox pe care Scriptura îl sublinează de multe ori. Dumnezeu spune: crede! Numai tu nu poți crede.
numai dacă îți dă El credința. Avem lucrurile acestea subliniate peste tot în Sfânta Scriptură. Vă citez. Credința ca dar al lui Dumnezeu. Zice Efeseni 6 cu 23. Vă dau alt text, nu cele cunoscute. Pace fraților și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Iisus. Credința din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Iisus. Sunt darurile Lui. În același timp, fapte 16 cu 31, Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Ne-i poruncită credința, dar credința în același timp este un dar de la Dumnezeu. Iar noi trebuie să ținem lucrurile acestea în tensiune. Eu am presat anumite persoane cu care am mai discutat despre mântuire să-mi răspundă: este credința un dar de la Dumnezeu sau nu? Și multe dintre persoanele acestea nu pot să accepte revelația biblică care spune că credința este un dar de la Dumnezeu. Pentru că ei nu pot împăca în capul lor cum Dumnezeu poate să-ți ceară ceva ce tu nu poți să faci. Să-ți ceri ceva ce numai eu pot să-ți dau. Păi tocmai asta este ideea. Îți ceri ceva ce nu poți să faci ca să te zmerești și ca să fii pregătit, frăgezit de Dumnezeu să-ți dea darul credinței. Că nu o să-ți dea când ești plin de îngânfare și de mândrie să spui: eu pot să mă mântuiesc. Da, poți? Nu. Crede numai. Și nu poți. Da? Că mintea noastră nu poate împăca ceea ce e un paradox aparent, asta este cu totul altceva, da? Un alt lucru pe care trebuie să știm despre credință este că credința nu poate fi lipsită de rezultate. Niciodată credința nu este lipsită de rezultate. Niciodată. Efeseni 1 cu 15. De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră, da? Sau Galateni 5 cu 6. În Hristos nici tăierea împrejurării, nici netăierea împrejurării n-are vreun preț, ci credința care lucrează, auziți, credința care lucrează, este activă. În 1 Tesaloniceni nu se vorbește despre lucrarea credinței. Credința care lucrează, e activă. Credința care lucrează prin dragoste. Da? Credința care lucrează prin dragoste. Apoi, în multe locuri din Biblie, credința este legată de botez. Și asta este un lucru important. Credința e ceea ce mă leagă pe mine pe verticală cu Dumnezeu. Este o realitate lăuntrică. Cum se vede realitatea asta lăuntrică pentru oamenii necredincioși? Că eu am crezut în Dumnezeu. Cum se vede realitatea asta lăuntrică pentru credincioși? Cum se vede realitatea asta lăuntrică pentru mine, chiar pentru conștiința mea, pentru mine ca om? Păi se vede, un mod în care se vede este prin botez. Când fac pasul ăsta decisiv și spun lumii, bisericii, îmi spun mie însumi, da? Dumnezeu știe deja lucrul ăsta, că eu o rup cu păgânătatea, cu poftele lumești, cu sistemul religios lumesc, cu tot ce este lumesc și mă dau de partea lui Dumnezeu. Fac parte din biserică acum, din împărăția lui Dumnezeu. Botezul este o declarație publică a credinței mele. Da? Credința este ceva lăuntric care mă leagă de Dumnezeu, dar această credință mă face să arăt lucrul ăsta public. Spune fapte 8 cu 12, dar când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia Împărăției și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați. Când au crezut, au fost botezați. Fapte 18 cu 8. Crisp a crezut în Domnul Iisus împreună cu toată casa lui, apropo ăștia care, cei care zic, nu ăștia, cei care zic că acolo ar fi fost copilași, trebuie să citească puțin textul mai atent, zic eu, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Zice că a crezut cu toată casa lui, nu zice că a crezut numai el și au fost botezați toți în numele lui. Nu, zice a crezut împreună cu toată casa lui. Și mulți din corinteni care au zis pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. E legat de multe ori credința, care este ceva lăuntric, invizibil, ce mă leagă pe mine de Dumnezeu, de faptul acesta exterior, vizibil pe orizontală, botezul. Da? Credința mărturisește pe Domnul Iisus Hristos prin credința din inimă și mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Credința este un semn al Harului Dumnezeu. 1 Timotei 1,14. Harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința. Harul s-a mulțit, auziți, peste măsură de mult împreună cu credința. Prin har ați fost mântuiți? Prin credința asta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți. Vedeți și expresia, nu numai să credeți. Când zice numai credința, aici nu numai să credeți, ci să suferiți. Dar numai credința în mântuire. Dar credința nu rămâne singură după aceea. Da? Credința produce fapte. Produce fapte. Cât de importantă e credința asta? Ce am putea spune? Cât de importantă credința? Foarte importantă. De ce e importantă? Foarte importantă. Ea e temelia vieții noastre. Începem prin credință, continuăm prin credință. Apostolul Evrei, capitolul 6, versetul 1, chiar numește credința temelia. Zice,
să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Temelia pocăinței și a credinței. Temelia asta se pune odată pentru totdeauna. M-am pocăit, am crezut, rămân în pocăință și credință. Nu surp temelia, nu mai umblu la temelie. Asta e principiul vieții mele pe care clădesc toate celelalte lucruri. Toate celelalte lucruri au valoare doar dacă am temelia aceasta, a pocăinței și a credinței. Renunțarea la păcat, încrederea în Domnul Iisus Hristos. Ea este instrumentul mântuirii. Zice Pavel, în fapte 15:11, credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Credem lucrul ăsta, că suntem mântuiți prin har. Fapte 11:39. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Da? Credința este importantă pentru că fără ea suntem condamnați. Ioan 3:18. Oricine crede în el nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiului lui Dumnezeu. De trei ori repetă lucrul ăsta. Oricine crede în el nu este judecat. Cine nu crede a fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Pavel își descrie misiunea în felul ăsta. Dumnezeu îi descrie, Hristos îi descrie misiunea așa. Fapte 26:18. Zice, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. În penultimul rând, vreau să subliniez câteva atacuri recente în evanghelicalism asupra acestui principiu. Știm ce cred ortodoxi și catolici, hai să vedem ce se întâmplă în curtea noastră, în ograda noastră. Recent, din ce observ eu, a început să promoveze următorul tip de mântuire, de primire a mântuirii. Sunt oameni care recunosc că credința este darul lui Dumnezeu, ceea ce e un lucru extraordinar, dar ei spun, mântuirea este prin credință, dar tu trebuie să o accepți. Da? Credința în cazul ăsta, în definiția asta, nu este lucrată de Dumnezeu, cum zicem noi, irezistibil. Dumnezeu nu cucerește inima și îmi dă credință. Dumnezeu mi-o întinde, credința mi-o oferă. Iar tu trebuie să vei. În situația asta am modificat decisiv definiția mântuirii. Mântuirea nu este prin credință, ci mântuirea este prin credința darului Dumnezeu plus voința mea. Dar Biblia nu spune niciodată asta. Prin har sunteți mântuiți prin credință și prin faptul că voi acceptați credința. Că dacă nu acceptați credința, adică pe lângă actul credinței, Dumnezeu îmi cere voința mea care să primească actul credinței. Biblia nu spune nicăieri lucrul ăsta, să fie foarte clar. Deci este, poate sună bine, dar e o invenție. Da? Numai să vrei, trebuie numai să vrei. Nu știu de unde ai luat asta, Biblia nu spune așa ceva. Da? Nu spune Biblia lucrul ăsta. Doi, unii zic mântuirea este primită prin credință, dar este păstrată prin fapte. Sunt oameni care spun în mediul evanghelic deschis lucrul ăsta. Fraților, să fim atenți! Mântuirea se primește prin credință, dar păstrarea mântuirii este prin fapte. Și la ăștia le sună foarte bine ce a spus Apostolul Pavel în Galateni. Nechipzuiților, galateni nechipzuiți! După ce ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți prin fire, prin faptele voastre. După ce ați început prin credință, vreți să sfârșiți prin fapte. 3. Unii spun că sunt mântuiți prin credință, nu știu dacă ați auzit teoria asta, eu am auzit-o. Dar, dacă vine Domnul la răpire, îi va lua doar pe aceia care sunt, cum? Pregătiți! Sorin, ești pregătit? Nici Sorin nu e pregătit. Radu? Ești pregătit? Sora Eliana? Ciprian? Sunteți pregătite, da. Doar pe cei care sunt pregătiți, spune ei. Hai să vedem ce spune Sfânta Scriptură. La 1 Tesaloniceni spune Scriptura așa, cu versetul 17. Apoi noi cei vii, vorbind de credincioși, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, cu cei care au înviat în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Din punct de vedere uman, niciunul dintre noi nu este suficient de pregătiți. Însă răpirea se bazează pe un singur principiu. Pe principiul harului lui Dumnezeu.
și pe principiul că aparținem lui Hristos. Ăsta e principiul, nu principiul pregătirii. Trebuie să fim pregătiți? Trebuie să fim pregătiți. Trebuie să veghem? Trebuie să veghem. Trebuie să ne pocăim? Trebuie să ne pocăim, să trăim în sfințenie, în supunere, în ascultare de Dumnezeu. Cu siguranță trebuie să facem lucrurile astea și le vom face dacă suntem credincioși adevărați. Dar nu să-mi spui mie că vei fi răpit pe baza vredniciei tale, a faptelor tale și a pregătirii tale. Departe de noi gândul acesta. Alții spun, o a patra idee, eroare, că suntem mântuiți prin credință, dar la final, că așa spune Biblia, zic ei, interpretează din anumite pilde, de exemplu, acolo despărțirea oilor de capre, dar la final Dumnezeu va judeca destinul nostru veșnic pe baza faptelor noastre. Pe baza faptelor noastre. Deci ai fost mântuit până la capăt, ajungem toți la judecată și Dumnezeu spune, tu ai fost mântuit, toți ați fost mântuiți care sunteți aici. Ați fost născuți din nou, eu nu spun nu. Dar hai să vedem cum au fost faptele voastre în timp ce ați fost mântuiți. Voi nu v-ați pierdut mântuirea, dar s-o pierdeți la judecată. Ceva de genul ăsta. Și mulți predică lucrul ăsta. Da? Ați fost mântuiți? Toți am fost mântuiți. Toți am fost mântuiți. Și ajungem acolo și Dumnezeu hotărăște acolo la judecată dacă am fost vrednici de mântuirea noastră. Ideea este predicată foarte des într-o anumită aripă adventismului, dar este predicată inconștient în foarte multe adunări evanghelice, pentru că eu nu consider personal biserica adventistă o biserică evanghelică. În foarte multe adunări evanghelice se predică exact același lucru. Ești mântuit, nu e nicio fel de problemă, dar la judecată o să se vadă. Cu ce e diferită teoria asta de ce spune teologia ortodoxă? Ajunge la final și se vede ce o să fie cu tine. Teologia populară, da? Ca să fiu, să fiu corect. Teologia populară ortodoxă. La sfârșit te pune în balanță să vadă ce e mai mult. Fapte bune sau fapte rele? Ești vrednic de mântuirea și de harul pe care Dumnezeu ți l-a dat în botez? Sau n-ai fost vrednic? Dacă n-ai fost vrednic, ești pierdut. Alții spun, și asta este ultima eroare pe care vreau să o subliniez, alții spun că toți oamenii primesc credința. Oamenii ăștia, într-un fel, vor să le exonereze pe Dumnezeu. Sunt așa de mulți apărători al lui Dumnezeu. Este în Iov un cuvânt foarte bun pentru oamenii aceștia. Când Iov îi mustră, v-ați găsit voi, crezi voi că are de voie Dumnezeu să-l apărați? Dom'le, cum să spunem noi că Dumnezeu dă credința numai la unii? Hai să facem o idee și să spunem așa. Dumnezeu dă credința la toți, dar ei trebuie să o accepte. Toți au avut credința. Biblia nicăieri nu spune lucrul ăsta. Nici n-ai ce să combați. Nu spune nicăieri Biblia asta. Nicăieri nu spune Sfânta Scriptură lucrul acesta. Da? Acum, într-o concepție corectă, reformată, ca să fie foarte clar lucrul ăsta, credința este legată în mod inevitabil de fapte. Da? Să fie foarte clar lucrul ăsta. Într-o concepție sănătoasă, biblică, despre legătura dintre credință și fapte, întotdeauna lucrurile acestea sunt legate. Este inevitabil ca un om credincios să producă fapte. Inevitabil lucrul ăsta. El va trăi în ascultare de Dumnezeu, în supunere și așa mai departe. Însă trebuie să stabilim foarte clar care e relația dintre credință și fapte. Și un mod foarte simplu de a arăta lucrul acesta este prin a spune că credința produce fapte. Credința rezultă în fapte. Credința are ca efect faptele. Întotdeauna lucrurile sunt în felul acesta. Da? Nu credința nominală, mărturisită, mentală. Credința autentică, ca dar al lui Dumnezeu, credința aleșilor lui Dumnezeu, este o credință care produce întotdeauna fapte. De ce credința întotdeauna produce fapte? Și aici intră în discuție doctrina nașterii din nou. Credința produce întotdeauna fapte, pentru că, dacă aș putea să spun așa, în actul ăsta, în acțiunea aceasta a credinței, se găsește un principiu, o forță. O forță care te împinge să-ți exerciți credința asta. Iar principiul acesta sau forța asta sau dispoziția asta sau înclinația asta, la fel cum prima înclinație a copilului când vine cineva să ia mașinuța, să-i dea una peste cap, chiar dacă e fratisul, cu care se bucură și în parte jucării și în parte bomboane la un moment dat, reflexul să-l pocnească. Reflexul să-l trăsnească. Nu reflexul să spună, sigur, hai să-ți dau, dai să-ți dau și cealaltă mașinuță. A vrei tu singura bomboană care am, dacă aș mai avea una, ți-aș da două. Nu e asta reflexul. Nu reflexul, da? Ăsta e reflexul, asta e inclinația lui. În nașterea din nou se întâmplă ceva. Reflexul nostru, inclinația noastră de a trăi pentru noi înșine, egoist, pentru slava noastră, după capul nostru, inclinația, reflexul, dispoziția este întoarsă, invers. Reflexul meu, inclinația mea, principiul vieții mele, forța motricii, ceea ce mă împinge, este invers. Spre Dumnezeu, spre lucrurile lui Dumnezeu, spre voia lui Dumnezeu, spre biserică, spre metodele Harului, da? Și de aceea credința întotdeauna va produce fapte. De ce? Datorită înclinației din mine, datorită dispoziției.
Și aici este un test. Întrebarea care se pune în seara asta nu este dacă facem totdeauna fapte bune. Că nu facem totdeauna fapte bune. Câte păcate am făcut și astăzi? Întrebarea este dacă în tine găsești, când te analizezi în lumina cuvântului și a luminii Duhului Sfânt, dacă în tine găsești acea dispoziție, domnule, deși am greșit astăzi, ceea ce îmi doresc din toată inima mea e să nu mai fac, să-L ascult pe Dumnezeu, am greșit și cu soția, am greșit cu pruncul, am greșit la lucru, am greșit de acolo, dar dispoziția mea e să nu mai fac lucrurile astea. Eu vreau să mă corectez odată, eu vreau să scap odată de obiceiurile astea proaste. Adică e ceva care te împinge în cealaltă direcție decât acțiunea ta păcătoasă din ziua respectivă. Este o dispoziție, o înclinație a sufletului tău. Mulți oameni au ajuns la disperare. Eu am avut momente din astea în viață, au ajuns la disperare. Eu nu sunt născut din nou. Că uite ce am făcut săptămâna asta. Nu asta este întrebarea. E important să te uiți la fapte. Dar mai important e să vezi care e factorul definitorul al vieții tale. Forța motrice. Motorul vieții tale. Înspre ce te împinge? Ai mai dat în grop, nu zic. Dar în ce direcție te duci? Spre ce ești orientat tu? Ești orientat spre Dumnezeu, spre lucrurile lui Dumnezeu? Vrei să faci voia lui Dumnezeu? Iubești voia lui Dumnezeu? Îți găsești plăcerea în voia lui Dumnezeu? Ai o povară pe sufletul tău pentru a face ce spune Dumnezeu? Sau nu? Asta este întrebarea. De aceea credința va produce întotdeauna fapte. Pentru că credința vine din realitatea nașterii din nou. Din realitatea nașterii din nou. Realitate care ne înclină, ne dispune spre lucrurile lui Dumnezeu. Și în final, în seara aceasta, aș vrea să folosim un text fugitiv, să arătăm câteva motive pentru care mântuirea este numai prin credință. Da? Când spunem numai prin credință, în special ne referim, da, că suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu, suntem mântuiți numai prin credință. De unde știm noi că suntem mântuiți numai prin credință? Efeseni capitolul 2. Dacă aveți Sfintele Scripturi, vă invit să le deschideți, ne vom uita fugitiv, vom enumera câțiva factori, câteva principii, da? Câteva dovezi care arată că mântuirea este numai prin credință. Efeseni capitolul 2. Citim primele 3 versete pentru început. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, făceam voile firii noastre pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Nu, spune tu la omul ăsta, numai trebuie să crezi. Numai să vrei. Tocmai asta problema, că nu vrea. El face ce vrea el. Făceam voile firii pământești. Asta e problema. E absurd să spui. Trebuie numai să crezi. El nu vrea să creadă, el nu vrea să depindă de Dumnezeu. El depinde numai de sine însuși, depinde de lume. Face ce vrea lumea, depinde de Satana. N-are nicio treabă cu acțiunea credinței. El nu-și dorește lucrul ăsta. El gândește greșit, dorește greșit, acționează greșit. După cum îi spune firea, după cum îi spune lumea, după cum îi spune diavolul. Moartea spirituală este prima dovadă a faptului că nu putem fi mântuiți decât prin acest dar gratuit pe care ne-l dă Dumnezeu, adică credința, mâinile goale. Tu, depravatul total, mortul spiritual, ce poți să-i dai lui Dumnezeu? Numai voința ta, nu? E absurd. Deci e absurd, total absurd. A doua dovadă. Ne spune Scriptura de cine a mântuit. Ia uitați, versetul 4. Dar Dumnezeu, ascultați, care a văzut mica acțiunea voinței noastre, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, a spus, măcar lucrul ăsta, o înclinație a vieții tale. Nu spune Biblia lucrul ăsta. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, auziți, bogăția îndurării lui Dumnezeu și al doilea motiv, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Pentru că depravarea noastră, moartea noastră spirituală nu putea să ofere nimic lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să găsească un motiv în sine însuși ca să ne mântuiască. Care motiv? Îndurarea lui, mila lui, bunătatea lui, ca să cităm și Tit capitolul 3, îndurarea lui, bunătatea lui, dragostea lui cea mare, bogăția lui nemărginită. Bogăția lui nemărginită. Prin faptul că Dumnezeu ne-a mântuit din această cauză, dintr-un motiv care se găsește în sine însuși, găsim foarte clar, în a concluziona, că Dumnezeu ne mântuie fără nicio intervenție de noastră, da? Fără să oferim noi ceva lui Dumnezeu, ci numai prin credința pe care El ne-o dă. Da? 3.
Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ce aștepta Dumnezeu de la morții spirituali? Îngheață mintea, stă mintea în loc când auzi, numai să vrei, numai să crezi, poți să crezi. Ăsta e singurul lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat prin voința ta liberă să-l faci, să crezi. Asta poate să facă oricine. E simplu, cel mai simplu lucru pe care îl poți face din univers. Numai să crezi. Dumnezeu nu-ți cere nicio faptă bună. Numai să crezi. Nu spune Biblia asta. Biblia nu spune că așa suntem mântuiți. Biblia spune că Dumnezeu care e bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, fiindcă eram morți, ghiși ce aveam nevoie, noi morții. Ce aveam nevoie? Să fim înviați! Uite, dacă îl întreb pe Calvin acum, ca un mort să poată umbla, ce are nevoie să se întâmple întâi, dacă e mort? Ce are nevoie? Mortul. Ce trebuie să se întâmple cu mortul? Zi. Știe, dar e rușine. Ce trebuie să se întâmple cu mort? E simplu. Să învieze. Nu? Să învieze. Nu să creadă. Nu să activeze voința, să primească voința. E absurd. Mântuirea este realizată prin înviere, ceea ce arată că orice acțiune din partea noastră, orice intervenție, orice faptă din partea noastră este exclusă total. Este exclusă total. 4. Uitați ce spune Scriptura. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. După aia spune, El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună și în locul acesta este și principiul acesta al reformei Solus Christus. Dumnezeu nu ne-a mântuit așa, numai a zis, vă iubesc și vă mântuiesc. Păcatele noastre trebuiau plătite. Depravarea noastră trebuia ispășită de cineva. Cineva trebuia să ne cumpere din robia păcatului, din robia satanei. Cineva trebuia să plătească până la ultimul leuț, până la ultimul bănuț. Și acela a fost Domnul Iisus Hristos. Și El a făcut lucrul acesta în mod desăvârșit. Și pentru că sunt mântuit doar prin meritele Domnului Iisus Hristos. Sunt înviat prin meritele lui Hristos, sunt pus în Hristos, sunt așezat în Hristos, sunt securizat în Hristos. Prin faptul acesta se exclude total, total contribuția umană. Este o blasfemie și o erezie fără margini. Să spui că lângă Domnul Iisus Hristos mai pui ce? Orice vrei tu. Orice vrei tu. Este total eronat. Mântuirea prin meritele Domnului Iisus Hristos în mod exclusiv arată foarte clar că suntem mântuiți fără contribuția noastră. Fără contribuția noastră. Suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus, prin Domnul Iisus, prin învierea pe care ne-o face El, datorită dragostei, îndurării Lui și datorită credinței pe care El ne-o dă nouă, nu pe care noi o producem prin noi înșine. Da? Apoi, 5 spune că suntem mântuiți prin așezarea noastră în locurile cerești. Așezarea noastră în locurile cerești este o componentă a mântuirii. Ia auzi ce spune Scriptura. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Înțelegi de ce e sigură mântuirea noastră? Oricât de neînsemnați părem noi, noi suntem așezați în locurile cerești împreună cu Iisus. Nu ne simțim. De multe ori ne simțim atât de târâiți pe pământul ăsta și dați de pământ și ne vedem viața asta ca o corvoadă. Biblia spune că suntem așezați cu Hristos în locurile cerești. Și fiindcă așezarea lui Hristos în locurile cerești este un fapt sigur, irreversibil, Hristos nu se poate pierde de la dreapta lui Dumnezeu, fiindcă eu sunt acolo, nimic nu mă poate smulge de acolo. Dar ce am făcut eu ca să merit faptul acesta? Nimic. Este numai o nebunie să poți, e o nebunie completă să spui, o nebunie spirituală, să spui că ai fi meritat cumva, măcar ai vrut să te ridici la cer. Măcar ai vrut să te așezi în locurile cerești. Ai întins mâna atâta și ai prins frânghia care te duce la cer. Nici vorbă. Nici vorbă. 6. Spune Scriptura că suntem mântuiți spre slava Lui. Auziți ce spune? Ne-a mântuit Dumnezeu în felul ăsta, de ce? Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Știți ce se va întâmpla? O veșnicie întreagă vom fi un fel de expoziție în teatru gloriei lui Dumnezeu și se va vedea în noi rodul sângelui jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu se va vedea credința mea, voința mea, vrerea mea, căutarea mea, umblarea mea după Dumnezeu, pasiunea mea. Nu se vor vedea, doar roadele suferinței Domnului Iisus Hristos. Iar toți aceia care au făcut ceva prin voința lor libere vor fi în iad și vor vedea rodul voințelor lor libere. Asta va fi singura diferență. Nu va fi nici un om în cercare să spună sau să-i treacă măcar prin cap
Am fost mântuit numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos pe care eu am acceptat-o, că dacă nu o acceptam nu era mântuit. Niciunul va fi așa. Toți se vor proșterna la pământ, vor arunca coroanele înaintea mielului și vor spune: vrednic este mielul! Vrednic este mielul! Vrednic este mielul! Pe care noi l-am acceptat. Nu va fi așa ceva. Nici o notă de subsol, nici o adăugire, nici o paranteză pătrată sau de care vreți dumneavoastră. Nimic! Vor da slavă lui Dumnezeu, zice, în veacurile viitoare, în veșnicie, vom vedea, auziți, nemărginita bogăția Harului Său. Harul lui Dumnezeu nu are limite pentru aleșii Lui. Nemărginita bogăție. Nemărginita bogăție. Nu există niciun păcat pe care Harul lui Dumnezeu să nu-l poată epura din viața noastră, curăți din viața noastră, ierta, justifica din viața noastră. Nu există nimic. Pentru că Harul este nemărginit. Harul nu depinde de voința mea. Harul depinde de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și fiindcă Dumnezeu a intenționat ca o veșnicie să fie slăvit, eu, necuratul, ticălosul, nelegiuitul, plin de fără de lege și de păcate, curățit, iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, voi fi pus, expus în teatru gloriei lui Dumnezeu și tot universul va vedea. Ăsta e Andrei, ăsta numai rezultatul jertfei Domnului Iisus poate fi. Ăsta sub nicio formă nu avea cum să ajungă aici. Și așa se va spune despre fiecare dintre noi. Despre fiecare dintre noi. Ăsta e scopul pentru care suntem mântuiți. Dacă ar fi orice contribuție de noastră, Dumnezeu nu ar mai primi slavă. Al șaptelea aspect pe care îl susține în Scriptura. Căci, justifică lucrul ăsta, căci prin har ați fost mântuiți. Prin har ați fost mântuiți. Harul exclude în totalitate faptele. Întotdeauna harul este pus în opoziție cu faptele. Întotdeauna. Nu prin fapte. Prin har ați fost mântuiți. Nu prin fapte. Harul exclude orice contribuție umană. Orice contribuție umană. Da? Suntem mântuiți doar prin har. Doar prin har. 8. Suntem mântuiți doar prin har, ca să nu existe niciun fel de laude. Auziți ce spune? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și aspectul ăsta l-am subliniat cât se poate declara. Dacă aș face oricât de mic lucru pe care mi l-aș putea atribui mie, aș putea avea pretenții, merite, fapte, lucruri pe care ți le arăt lui Dumnezeu, care mi-ar aduce cât de cât laude. Da? Apoi, al noulea aspect, mântuirea este doar prin credință. Spune lucrul ăsta, doar prin credință. Cum am zis, dacă credința este venirea mea cu mâinile goale ca să primesc darul mântuirii, atunci e clar că nu am cu ce mă lăuda. Nici măcar cu venirea cu mâinile goale. Pentru că am fost mort și am fost înviat ca să pot veni cu mâinile goale. Eu am fost, dar măcar am venit cu mâinile goale. Nu, tu erai mort care nu vrei să vii nici măcar cu mâinile goale, ticălosule. Aveai niște fapte mizerabile și vrei să îi bagi lui Dumnezeu alea în ochi, nelegiuitule. Iar Dumnezeu ți-a deschis ochii, te-a înviat, ți-a arătat că ești plin de mizerie și de nelegiuire, ți-a fost rușine de tine, ți-a fost scârbă de tine, te-ai detestat și a tras de harul lui Dumnezeu, de bunătatea lui, de dragostea lui, ai venit cu mâinile goale și ai fost mântuit. N-are nicio treabă cu meritele tale. Niciun fel de treabă. Suntem mântuiți numai prin credință și asta exclude total orice contribuție a noastră. Și în final, dacă cumva zici, da frate Andrei, total de acord, dar cum spunea frătiuțul ăla drag și scump, dar și noi trebuie să facem ceva. Și eu spun, da, frate, și tu trebuie să faci ceva. Uite ce spune Biblia. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune. Dar observa două aspecte în textul acesta. Nici aici nu te poți lăuda. Mântuirea, da, păstrarea mântuirii, perseverarea mântuirii este compusă din fapte bune. O viață în ascultare de Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, trăită prin puterea lui Dumnezeu, da, în dependență de Dumnezeu. Dar nici cu asta nu te poți lăuda. De ce? Pentru că spune că am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Adică Dumnezeu te-a făcut într-un asemenea mod, te-a prelucrat într-un asemenea mod, încât tu ești potrivit pentru fapte bune. Asta se datorează doar lucrării lui Dumnezeu, nu ție. Nu spui, Dumnezeu m-a mântuit, habar n-am să fac fapte bune, dar încet, încet o să învăț lucrul ăsta. Nu! Este o legătură aici. Suntem lucrarea Lui la timpul prezent. Suntem lucrarea Lui. Suntem opera de artă a lui Dumnezeu. Suntem lucrarea Lui. Am fost zidiți în Hristos, construiți în Hristos, da? Pentru faptele bune. De asta ne-a pus în Hristos. Și al doilea aspect care arată că nu avem nici aici niciun fel de contribuție sau vreun merit sau vreo laudă este că, zice, aceste fapte bune le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu nu le-a pregătit ca noi să alegem dacă vrem sau nu să umblăm în ele. Există o singură variantă. Le-a pregătit ca să umblăm în ele. Le-a pregătit ca să umblăm în ele. Acum, Dumnezeu nu mă forțează, ca și cum nevastă mea face o supă foarte bună și când intră în casă mă izbește mirosul ăla. Nici nu-i spun, mă duc și bag capul în cratiță, iau polonecul și încep să mănânc. A fost, ea stă în spate și râde. Eu zic, eu am făcut asta prin libera mea voință. În mintea mea poate să fie asta, dar am fost atras acolo
Da? Dumnezeu știe cum să pregătească faptele bune, să facă lucrarea mântuirii, încât ea sigur, 100%, fără ca Dumnezeu să distrugă voințele mele, ci numai să, voințele noastre, ci să le înnoiască, Dumnezeu ne face să umblăm în faptele bune. Ne face să umblăm în ele. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Și dacă ai făcut ceva, la urmă nu poți să spui decât sunt un rob necredincios, netrebnic. N-am făcut decât? Vedeți, el nu neagă că a făcut. Nu știu, n-am făcut nimic. Suntem niște ticăloși. Nu vă mai plângeți așa, v-am mai spus. Nu vă mai plângeți. Suntem slabi. Doamne, nimic nu-i bun. Nici nu știu dacă mai are sens să facem ceva. Nu. Am făcut ce eram datori să facem. Pavel spune, am făcut mai mult decât toți. De ce omul face o evaluare sinceră? Domnule, dacă mă uit cât a făcut Radu, cât a făcut ăștia, dacă aș pune la un loc, cred totuși că am făcut mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, nu zice care mi-a fost oferit mie. Mi s-a dat pe tavă. Și eu, spre deosebire de Radu, am profitat de harul lui Dumnezeu. Nu zice, ci harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Da? Nu mi s-a făcut o ofertă. A lucrat harul lui Dumnezeu în mine. De ce a făcut Pavel mai mult decât alții? Că asta a fost măsura darului și harului pe care Dumnezeu i-a dat-o lui. De-aia. Și nici acolo, nici Pavel nu o să aibă niciun fel de laudă pentru sine. Să spună, da, am profitat mai mult, am făcut mai mult și așa mai departe. Mântuirea este exclusiv prin credință. Sola fide. Trebuie să apărăm principiul ăsta, să ne ținem de el, să luptăm până la moarte pentru el. Dacă Dumnezeu așa a rânduit în planul lui să fie niște oameni care au fost gata să moară pentru lucrurile astea. Au fost gata să moară pentru înțelegerea asta, pentru lucrurile acestea, ca să păstreze Evanghelia, mântuirea, harul lui Dumnezeu curat, pur, cristalin. Să nu fie nimic care să polueze acolo. Nu poluați mântuirea cu nicio idee străină, nicio filozofie, niciun concept străin. Nu poluați mântuirea în mod special cu voința nelibera omului. Amin.